Univers Podcasts. Începem relația, începem viața, vin copii, muncă, griji, stres, da? Și intrăm în chestia asta un an, 2 cinci, șapte și la un moment dat ne trezim așa în bucătărie, că ne uităm la cealtă wow, mm. de cine ești tu? Eu cred că relația este ca o casă. Mm -hmm. Trebuie tot timpul să o decorezi, să o cureți, să mai adaugi ceva, să mai pui ceva și așa mai departe. Să pui ceva nou, să aduci lucruri mm -hmm. noi, mm -hmm. să nu lași monotonia să se instaleze pentru că monotonia ucide mm -hmm. tot. Și când te prins că s-a întâmplat asta, nu e totul terminat. Din potrivă, poate să fie un, un foarte bun semnal de alarmă să devii curios atunci. Nu mai știu cine ești, dar vreau să te descop. Tu crezi într-o reconectare? Da, absolut. Dacă există iubire, dacă există dorința de a fi cu celălalt, orice este posibil. Din punctul meu de vedere, acestea sunt cele două ingrediente care ne susțin relația, uhum. indiferent în ce etapă a ajuns, în ce fază, indiferent ce s-a întâmplat acolo, că e infidelitate, că e nu contează ce e acolo dacă ne iubim și ne dorim să fim în continuare împreună, există întotdeauna soluție. Dilema cu Emma de la ZU, un podcast Zunivers. Salutare dilematicii mei, Emma de la ZU sunt eu și vă spun bun venit la un nou episod din Dilema, un podcast Zunivers. Un episod care cred eu că o să vă stârnească curiozitatea Subiectul mi-a venit la îndemână, dacă pot să spun așa, răsfoind una din cărțile pe care le aveam pe noctieră, am dat de următorul citat. Dorința cea mai profundă, cea mai reală pe care o poate experimenta un om la un moment dat, este dorința de a se apropia de cineva. În ceea ce mă privește, am stat și m-am gândit și am ajuns la concluzia că dorința este unul dintre pilonii solizi într-o relație. Cucerirea, jocul, obținerea de, obținerea de asigurări că suntem în continuare doriți de partenerii noștri nu se termină niciodată. Nu sunt niște exerciții pe care le facem la un moment dat și gata. Cred că sunt lucruri pe care trebuie să le facem constant, dar mai ales atunci când în relația noastră apare o breșă cum ar fi trecerea timpului în cazul unor relații de lungă durată, sau atunci când suntem la început, poate fi vorba de o zi mai lungă la muncă, sau pur și simplu o discuție în contradictoriu. Vorbim așadar despre intimitatea în cuplu, despre apropiere. Ce înseamnă ea? Ce presupune cum putem să avem o intimitate sănătoasă, confortabilă? Vorbim cu invitata mea de astăzi și mă bucur tare mult că este alături de mine, Oana Nicolau, psihoterapeut. Bine ai venit, Oana! Bună! Îți mulțumesc tare mult pentru invitație și este o temă preferată pentru mine, așa că îmi face mare plăcere să fiu aici. Mă bucur să aud asta și eu îți mulțumesc tare mult. Noi am am avut câteva minute înainte să povestim și, în timp ce vorbeai, mă gândeam ce este atât de fascinant la psihologia relațiilor în lumea asta, de tot timpul căutăm să mai cunoaștem câte ceva, să mai adăugăm câte ceva. Avem tot felul de întrebări legate de relațiile, relațiile de cuplu, romantice, de dragoste. Ce e atât de fascinant? Este fascinant, așa cum noi, ca indivizi, suntem fascinanți și căutăm, sau ar fi bine să căutăm, să ne descoperim cât, cât mai mult. Relația în sine este o altă entitate. Avem un el, avem o ea și avem relația dintre cei doi. Și atunci, sigur că devine fascinantă îmbinarea aceasta între un el și o ea și ce poate să iasă de acolo. Și de aceea, pentru mine, chiar este fascinantă relația și de aceea mi-am și ales această latură a psihologiei. Am știut de la început că asta este ceea ce îmi doresc, să lucrez cu cuplurile și să-i descoper și mai apoi să-i ajut să, să se descopere și să-și rezolve dificultățile pe care le au. Eu mă bucur tare mult când văd câtă sete de cunoaștere este nu numai despre persoana noastră, dar și despre relațiile pe care le avem, și aici mă refer la tot felul de relații, relații interumane, relații pur și simplu, pentru că avem, în sfârșit, parte de o declarație de ad în adevăratul sens al cuvântului, că noi nu putem trăi singuri. Noi suntem ființe sociale, avem nevoie să fim împreună cu ceilalți. Dar ca să reușim să trăim bine împreună cu ceilalți, este important, odată, să ne cunoaștem pe noi și apoi să începem să-i descoperim și pe cei din jurul nostru, indiferent că sunt uh, membri ai familiei, că sunt colegi de birou, că sunt prieteni sau că este vorba despre partenerul de cuplu. Avem nevoie să facem asta ca să funcționăm bine și, când spun să funcționăm bine, de fapt să să reușim să, să ne simțim noi bine uh -huh. și să avem starea aceea de bine în relație cu ceilalți. Pentru că întotdeauna totul pleacă de la noi. Știi, foarte mulți oameni cu care mă întâlnesc și cu care vorbesc îmi spun că sunt dezamăgiți de X sau Y, indiferent dacă e partener de cuplu sau alte uh -huh. persoane și că și-ar dori să se schimbe, că dacă n-ar mai face așa, dacă n-ar -ar mai spune asta, dacă s-ar comporta nu știu cum, ar fi totul perfect. Ei bine, și de fiecare dată spun aceeași placă, cum că schimbarea vine din tine. Mm. Și mă bucur foarte mult, apropo de ce spuneai de deschidere, că există din ce în ce mai multă deschidere și oamenii încep din ce în ce mai mult să înțeleagă că această schimbare vine din noi. Și nu trebuie să așteptăm pe ceilalți să se schimbe, pentru că... În momentul în care eu fac o schimbare la mine, schimbarea aceea mă va uh, determina să am un alt tip de comportament, o altă abordare față mm. de celălalt, ceea ce automat îl va face și pe celălalt să aibă o altă abordare față de mine. Și uite așa se produc de fapt schimbările. Da, e într adevăr încep uh, să înțeleg și eu că schimbarea vine din interior și vine din a ți accepta tu ții anumite lucruri, pe de altă parte nu pot să nu simt și presiunea acestui lucru uh, și tot timpul uh, atunci când am o, în viața personală, când am o, o mică problemuță, uh, Mă întorc la mine și mă gândesc ce am făcut eu, nu neapărat ca sentiment de vinovăție, dar ca și direcție, știi? Exact. Să caut mai întâi să văd dacă eu am fost destul de comunicativă, dacă eu am, am așteptat momentul potrivit pentru a comunica... Îți face o autoanaliză, o ceea autoanaliză ce este, da. este minunat, pentru că asta, asta ne ajută foarte mult, ca să nu mai avem reacții față de ceilalți. Mm -hmm. Să ne să stăm puțin cu noi, să ne dăm așa un timp să stăm cu noi și să vedem ce anume am făcut, ce am fi putut să facem diferit, ce ne-ar ajuta pe mai departe. Și din aproape în aproape se produc aceste schimbări, știi. Dar când vorbim despre intimitatea în cuplu și nu ca spațiu personal, mm -hmm. ci ca apropiere. Tot la noi trebuie să ne întoarcem și să vedem cum privim intimitatea sau lucrurile stau diferit acolo? Acum, relația, cum spuneam, este formată din doi indivizi, și fiecare are partea lui de responsabilitate acolo în relație. Fiecare trebuie să aducă ceva în relație pentru ca acea relație să se dezvolte, să se armonizeze și să fie acea relație pe care cei doi și-o doresc. Um, când vorbim de intimitate, vorbim de trei piloni. Vorbim de intimitatea emoțională, vorbim de intimitatea mentală, cognitivă și intimitatea fizică. Nu putem să privim intimitatea așa ca un întreg decât prin prisma acestor trei piloni. Și ce înseamnă asta mai exact? Dacă vrei să-ți povestesc puțin și poate ascultătorii ar fi interesați să descopere, da, da, pentru da. că, din nou, din experiență, foarte puțin oameni știu lucrurile acestea și sper să-i ajute. Uh, intimitatea mentală este aceea în care noi doi, ca și parteneri, ne permitem și ne încurajăm reciproc să vorbim despre ceea ce gândim. Despre ceea ce se petrece în, în mintea noastră, despre felul în care vedem lucrurile, ne împărtășim opiniile, ne permitem să ne dăm cu părerea fără să ne judecăm. Deci, avem niște conversații despre ce se petrece în mintea noastră. Și în felul acesta construim această intimitate mentală, pentru că din acele conversații, practic, noi începem să. Avem încredere unul în celălalt și să ne construim un spațiu de siguranță al mm -hmm. relației noastre. Și noi avem nevoie. Nevoia de siguranță este nevoia de bază a oamenilor. Și avem nevoie foarte mare de această siguranță în relație. Deci, această intimitate mentală, odată ce începem să lucrăm la ea, ne asigură acest, această siguranță. Apoi, intimitatea emoțională este. Într-un pas doi, dacă vrei, pentru că ne este greu, prin prisma mentalității, educației, a faptului că nu am fost învățați să facem asta, ne este greu să vorbim despre emoțiile noastre, mm -hmm. despre ceea ce simțim, despre felul în care ne simțim în anumite situații. Și acum, ducându-ne strict pe relația de cuplu, ne este greu să-i vorbim partenerului, partenerului despre felul în care ne-am simțit atunci când el a făcut sau a spus ceva despre felul în care a reacționat și este foarte important să reușim să o facem. Și aici e o provocare mare, pentru că poate unul dintre parteneri începe ușor ușor să înțeleagă cât de important este să, să vorbească despre sentimente, despre emoții, despre trăirile lui interioare. Uh -huh. Dar s ar putea ca celălalt să nu fie atât de deschis. Uh -huh. Și ceea ce recomand eu este să se continue acest proces pentru că partenerul devine un model pentru celălalt. A, vorbim aici de puterea exemplului. Cum exact, a... dacă eu vin și îți spun, uite, atunci când tu ai făcut asta, eu m-am simțit așa. Atunci când s-a întâmplat asta, eu m-am simțit așa. Și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Mm -hmm. că nu ne focusăm pe ce negativ, ne focusăm în general pe ceea ce se întâmplă în relația noastră. Uite, aseară când am stat împreună și am văzut un film și m-a îmbrățișat, m-am simțit iubită. Um, nu știu, a săptămâna Apreciată. trecută, <laughs> da, săptămâna trecută când am fost la mama ta și ai mai mult cu ea m-am simțit neglijată sau lucruri din astea de zi cu zi, dar nu vorbim de nu știu ce trebu mărețe, uh -huh. lucruri de zi cu zi. E, în momentul acela dacă noi facem această repetiție, acest exercițiu, celălalt, oricât de închis ar fi și la un moment dat o să aibă un moment în care o să înceapă poate timid, ușor ușor să vorbească și el despre asta. E Și acolo este momentul în care ei practic încep să-și construiască această intimitate în plan emoțional care îi va uni și mai mult. Uh -huh. da? Când vorbim despre emoții, se creează o, o apropiere foarte puternică între doi oameni. Da, și-ți consolidează siguranța, că dacă nu ai spațiul ăla de siguranță în care să-ți poți arăta inima, sufletul, trăirile, nu prea poți să o faci. Exact, exact. Și această împărtășire a emoțiilor ne aduce și mai aproape. Ei, și după ce am, am rezolvat și partea aceasta, sau, mă rog, începem să o construim și să o consolidăm, Abia apoi putem să vorbim despre o intimitate fizică sănătoasă. Uh, tu mi le-ai prezentat acum în ordinea importanței lor? Uh, în ordinea. Nu neapărat în ordinea importanței, ci în ordinea în care ele pot fi mai ușor realizate. Uh, pentru că. In... Inti, știi, iarăși am cupluri cu care lucrez, care vin și au tot felul de dificultăți în zona sexuală. Uh -huh. Ok, noi vrem să avem o viață sexuală satisfăcătoare. Bun, hai să ne întoarcem un pic la intimitate. Hai să... Nu, 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 că suntem bine acolo. Ok, hai să analizăm puțin, pentru că dacă nu ai o, o viață sexuală satisfăcătoare în cuplu, trebuie să te duci un pic să vezi mai departe de asta. Nu este doar despre sexualitate. Uh -huh. Sexualitatea se construiește, pentru că și acolo ai nevoie ai nevoie să te simți în siguranță, ai nevoie să simți că poți să te deschizi, ai nevoie să simți că ți se dă permisiunea să te simți într-un anumit fel sau să gândești într-un anumit fel, să-ți dorești niște lucruri, nu știu, poate de ordinul fanteziilor și să te simți în siguranță să vorbești mm -hmm. cu partenerul tău despre asta. Or dacă tu nu ți-ai construit intimitatea fi -ă, mentală și emoțională, va fi foarte dificil să vorbești despre probleme sexuale cu partenerul mm, da, tău. Corect, da. Deci intimitatea fizică sănătoasă ai menționat tu, sănătoasă. -a sănătoasă, sau împlinită. Sau... Sănătoasă, aceea în care mm. amândoi partenerii se simt satisfăcuți și lucrează permanent la îmbunătățire, pentru că tot ce înseamnă partea asta de dezvoltare personală, de cunoașterea mea a celuilalt... Este un proces care nu se încheie vreodată și mi-aș dori iarăși ca oamenii să înțeleagă asta. Adică, ok, am făcut terapie, am citit șapte cărți, am ascultat nu știu câte podcasturi, am înțeles lucruri, gata, acum știu. Nu, mm. ești pe drumul cel bun, continuă să te dezvolți, pentru că în permanență avem lucruri de descoperit la noi și la cei din jurul nostru. Și nu, nu se va încheia niciodată acest proces, pentru că noi evoluăm automat, dorințele noastre, planurile noastre se schimbă și la fel se întâmplă și în relația de cuplu. Uh, dar unde se întâmplă cele mai mari blocaje din, în intimitate, indiferent de ce fel de intimitate vorbim. Care sunt cele mai mari blocaje sau cele mai mari frici pe care oamenii le au din experiența ta, din poveștile pe care le-ai auzit? Blocajele cele mai mari sunt legate de, în general, de comunicare. Unele cupluri au, cred, cred despre ele că au o comunicare bună. Și dacă stăm așa un pic să intrăm în profunzimea acestei comunicări, descoperim că, de fapt, vorbesc foarte mult despre lucruri foarte simple sau despre lucruri banale sau despre lucruri de zi cu zi. Ce mâncăm, unde mergem, da, ce s-a mai întâmplat, mai burfim pe cineva, ce film vedem, lucrurile astea uzuale, ceea ce uh -huh. e ok, dar comunicarea înseamnă mai mult de atât. Comunicarea înseamnă să-ți vorbești și despre ce gândesc, despre ce mi-aș dori despre niște planuri, despre niște obiective personale și să simt, să mă simt în siguranță să le împărtășesc cu tine, partenerul mm. meu, pentru că știu că voi avea susținerea ta să mi le ating. Și că îmi păstrez aceeași imagine în fața ta. Că bănuiesc că și aici este o problemă. Când vorbim despre subiectul ăsta, nu mai e tabu, dar în orice caz este un subiect delicat. Da. Cum fac eu să. Împărtășesc din lumea mea mm. intimă, uh, partenerului meu, uh, dar să rămână același exemplu de echilibru, de dragoste, de iubire, de partener bun, de uh. să nu-și schimbe impresia exact. despre mine, să nu mm. ajung să nu mă mai iubesc pentru că eu gândesc sau îmi doresc anumite mm. lucruri. Sau să mă privească altfel. Da. E, și. Acolo este un mare blocaj. Acolo se întâmplă acest blocaj în care există această reținere, și dar totuși, știi, dacă ne uităm la persoană, gândurile, lucrurile acelea pe care și le dorește sau pe care și le-ar dori să le împărtășească cu celălalt, sunt în continuare în minte. Nu, ele nu dispar. Uh -huh. Faptul că nu le vorbește cu partenerul înseamnă că au dispărut. Și atunci, de acolo, apar tot felul de. Mici tachinări, mici discuții, mici lucruri care încep să nu-i mai convină la celălalt, tocmai pentru că are ceva în minte sau în suflet pe care nu-l poate descărca în prezența celuilalt. Și de acolo pleacă aceste mici certuri, care mai devreme sau mai târziu se pot transforma chiar în conflicte, dacă relația merge pe același traseu. Um... Deci asta ar putea să strice un pic intimitatea cuplului. Da. Ar putea să o strice sau, de fapt, ar putea să oprească evoluția ei, știi? Uh -huh. Faptul că nu vorbim, nu ne permitem să vorbim despre anumite lucruri, ne ține intimitatea la un grad foarte, foarte redus. Dacă noi nu avem o bază a intimității, nici nu putem să vorbim despre o relație, vorbim de relațiile pe termen lung, mm -hmm. acum sigur că da. Uh, nu putem să vorbim despre o relație completă, din, da, din toate punctele de vedere. O relație completă din toate punctele de vedere, adică nu numai iubirea, ca ingredient de bază, de la care pornesc toate lucrurile, dar și uh, munca asta de a menține pasiunea vie într-un. Cuplu, da. Iar ca să putem ajunge să vorbim despre pasiune, trebuie să ne asigurăm că intimitatea în toate formele ei, mentală, emoțională, fizică, este tot timpul menținută, da. constantă. O, exact, este o constantă în viața cuplului. Da, lucrăm la asta și asta cu lucrăm la relație. <laughs> Primez multe mesaje de la oameni care îmi spun, da, dar de ce să fie astăzi? de greu? dar eu nu vreau să fie greu, dar ce prostie? Cum adică să lucrez? Că dacă e să fie, o să fie, dacă e să. E greu, eu înțeleg că e greu pentru unii să înțeleagă, dar uh -huh. dacă nu muncești pentru relația ta, nu poți să te bucuri de relație. Și mai devreme sau mai târziu se va se va destrăma relația, se va strica, se va încheia sau va deveni o relație în care vei fi nefericit. Mm -hmm. Deci, trebuie să înțelegem că, da, trebuie să muncim. Dar știi, nu mergem să dăm cu sapă. Mm -hmm. adică E o muncă plăcută, e o muncă frumoasă odată ce înțelegi și reușești să vezi această perspectivă. Pentru că, ce, uite, să vorbim, de exemplu, despre cât de important este să petrești timp de calitate în cuplu. Nu spune nimeni că trebuie să stai toată ziua cu partenerul sau că, nu știu, 5 ore pe zi trebuie să le alu Nu, 10 minute pe zi în care să fiți conectați, uh -huh. cu adevărat conectați. Ce înseamnă cu adevărat suficient? conectați? Atenți doar unul la celălalt, fără niciun fel de alte distrageri, da? Fără telefon, fără televizor. 10 minute în care, nu știu, ne îmbrățișăm, ne sărutăm, pur și simplu ne ținem în brațe, ne spunem o vorbă bună. Mm -hmm. 10 minute în care suntem doar unul pentru celălalt. Atât, e mult? Adică, hai să fim serioși, din 24 de ore, 10 minute înseamnă atât de mult să-i aloci partenerului și să fii 100% doar pentru el acolo? Uh, bine, cred că, știi cum e. Uh, mi se pare că e greu să integrezi în. Uh viața asta de zi cu zi, unde se întâmplă... Uh, se, uh, noi punem întrebări de genul, ai dus copiii, ce facem cu banii, ne ajung banii, uh, ce ai gătit astăzi, a venit mama pe aici, și a sunat mama, soacră... Uh, în cotidianul ăsta al nostru cred că găsirea momentului potrivit este uh, face ca lucrurile să devină greoaie. Știi de ce face ca lucrurile să devină greoaie? Pentru că dacă ne uităm la traseul unei relații, la începutul relației, prioritatea noastră era celălalt uh -huh. și relația noastră. Și nu știu cum, ok, poate nu aveam copii, nu aveam griji, nu aveam niște probleme pe vremea respectivă, da? Și puteam să acordăm atenție și să fie prioritate partenerul și relația. Dar se întâmplă lucrurile acelea de care vorbeai tocmai pentru că relația ajunge să fie, prin prisma acestor griji cotidiene, uh -huh. ajunge să nu mai fie nici măcar pe lista de priorități. Și de aceea nu mai există timp. Ok, ce gătim astăzi? Hai să gătim împreună, da? Stăm împreună și gătim. Punem o muzică, punem un pahar cu vin... Spunem o glumă, nu știu, ne dăm un sărut așa, pe fugă, în timp ce, nu știu, eu toc ceapa și tu curesc cartofii. Acela este un moment intim, un moment în care suntem noi doi și, da, ne preocupăm de treburile din casă. Deci putem uh, să transformăm un moment cotidian într-un moment intim, cu Absolut. atenție și... Deschidere. Am fost. Am fost cu soțul meu acum ceva, nu știu, acum câteva luni am fost la cumpărături. Eram într-un supermarket din asta mare, am luat un coș și eram pe acolo, eram noi, ce cumpărăm cu lista, nu știu ce, și la un moment dat el m-a luat în brațe, m-a pus în coș, a început să mă învârtă, am vrut să a ieșit un un super moment de, uh -huh. nu știu, două minute în care, da, probabil că toată lumea s-a la noi, dar efectiv eram doar noi, uh -huh. cu distracția noastră, cu momentul nostru și despre asta e vorba, despre ați găsi uh, disponibilitatea aia și dorința de a fi cu celălalt. Da, uite și joaca, tu ai folosit un uh, cuvânt care mi-a atras atenția, joaca, știi, să, să ai spațiul ăla de siguranță în care să te joci cu partenerul, să uh, vezi frumosul în orice. Da. Să speculezi orice moment în care partenerul tău este aproape de tine și să-l transformi într-un moment al vostru. Și asta se poate face doar dacă atenția ta este îndreptată către cuplul tău. Și dacă da, cuplul este pe lista aceea de priorități. Și, iarăși, este ceva pentru care oamenii mă blamează, mai ales cei care au copii, când spun că relația trebuie să fie prioritatea ta în viață. Vai, dar cum? Nu copiii trebuie să fie prioritatea. Da. Copiii sunt la egalitate cu relația, dar dacă tu în relația ta nu ești bine, dacă relația în sine nu este bine, ce transmiți copiilor tăi? Mm -hmm. Ce model de cuplu transmiți? Dacă în casă se întâmplă certuri, discuții sau pur și simplu distanțare între parteneri, ce văd copiii aceia? Copiii simt uh, atunci când părinții sunt distanțați. Evident. Nu sau... trebuie să te audă. Uh -huh. Nu, a copiii noștri nu ne au niciodată când ne certăm. Ok, dar ei știu asta. Uh -huh. Și atunci, de aceea spun că relația trebuie să fie prioritatea ta. Pentru tine, pentru cealaltă, pentru voi și automat pentru copiii voștri. Da, pentru că e baza, știi, pornești de la bază. Dacă baza da. este bine, poate să susțină până în vârf orice lucru vine. Da. Și asta cu timpul, că nu avem timp, că nu putem, sunt doar scuze, pentru că am uitat. Am uitat că trebuie să muncim sau n-am înțeles suficient de bine că trebuie să muncim la relație. Da, pentru că am fost din, uh, cumva până acum câțiva ani învățați că dragostea vine fără efort, că dragostea trebuie să fie fără efort. Mm. Și dintr-o dată. Treaba asta s-a schimbat. Învățăm despre uh, munca pentru relația noastră, lupta pentru o iubire, eforturi învățăm să așteptăm partenerul. Uh, să-l să ascultăm, să ascultăm. Pentru că și asta partea asta cu ascultarea este foarte dificilă. Noi nu suntem obișnuiți să-l ascultăm pe celălalt. Adică eu stau pe telefon și te ascult. Da, da, nu, zi, zic, că te aud. Uh -huh. Uh -huh. Tu simți că nu te aud, tu simți că nu ești ascultat? Adică, nu, asta nu înseamnă ascultare. Ascultare înseamnă că stau, mă uit la tine, te privesc, pun întrebări suplimentare ca să mă asigur că am înțeles ce ai vrut să-mi spui. Uh, care sunt întrebările pe care ar trebui să și le adreseze cineva ca să verifice dacă intimitatea din cuplu este una sănătoasă? Uh, mă simt confortabil să vorbesc cu partenerul meu despre. Gândurile mele despre planurile mele, mă simt confortabil să-i spun că îmi doresc ceva anume, asta este indicatorul. Dacă mă simt confortabil, înseamnă că suntem cel puțin pe drumul cel bun. Dacă răspunsul este nu, înseamnă că avem o, o problemă acolo. Și dacă mă răspunsul simt, este nu, ce putem noi să facem? Uh, să vorbim deschis cu partenerul despre asta. Este singura variantă. Uite, mi-aș dori să-ți vorbesc despre niște planuri pe care eu le am. Uite, nu știu, vreau să fac un MBA. Nu știu, dau un uh -huh. exemplu, da? Uh, și mă gândesc la asta de ceva timp și tot îmi formulez și reformulez în minte pentru că mi-e teamă de reacția ta. Ce aș vrea, uite, să ne așezăm acum și să povestim despre asta. Scurt, direct, concis. Uh -huh. Este singurul mod, altfel nu putem să aflăm, pentru că s-ar putea să presupunem în mod greșit că el va avea o reacție negativă și să trăim cu o frustrare, cu o, o grijă permanentă și să constatăm apoi că, de fapt, el este susținător, încurajează și, da, deci mi-am luat o piatră de pe inimă și, în plus, am o super dovadă de iubire din partea lui. Mm. Da. Atenția este întotdeauna da. o, o dovadă de iubire. O altă întrebare ar fi cum mă simt atunci când îi vorbesc. Să spunem că îi vorbesc, da? Cum mă simt atunci? Mă simt judecat? Mă simt încurajat? Mă simt apreciat? Mă simt... Cum mă simt în mm -hmm. momentul acela? Pentru că dacă mă simt judecat iarăși avem o problemă acolo, da? Mm -hmm. Uite, și din nou, uite, știi? Mi-am dat seama că atunci când eu vin și-ți vorbesc despre XYZ lucruri, da? Um, felul în care reacționez sau ceea ce îmi spui mă face să mă simt judecat. Și am tot ținut asta și m-am tot gândit și am vrut să mă convin că este așa și uite, asta e concluzia mea. Și aș vrea să avem o conversație despre acest subiect. Și dacă te rovești de un refuz? Da, este o întrebare foarte bună. Pentru că dacă ne lovim de un refuz, înseamnă că celălalt S-ar putea să nu fie atât de implicat în relație pe cât ne-am dorit sau pe cât ne imaginăm, sau la fel de implicat cum suntem noi. Și acolo e nevoie de o evaluare mai amănunțită a relației. Poate ne lovind de un refuz inițial, eu aș recomanda să se insiste puțin, ok? Bun, înțeleg că astăzi nu e o zi potrivită să mm -hmm. vorbim. Mai ales mm. despre subiectul ăsta că. Da. Cred eu că. Sau mai bine te întreb pe tine Ca să nu emite o părere Că tu sigur ai un, un răspuns potrivit Din uh, poveștile pe care le-ai auzit tu Din experiența ta Sau din studii uh, Cine se teme mai tare Să vorbească despre intimitate în cuplu El sau ea? El <laughs> El, pentru că noi femeile suntem avem latura aceasta emoțională mai dezvoltată Așa suntem noi și prin prisma faptului că um, devenim mame la un moment dat Sau în fine avem acest instinct matern și avem nevoie de emoții Suntem mai pe partea mm -hmm. de emoții Bărbații sunt construiți mai pe partea de rațional Ei au fost tot timpul... Învățați obișnuit să lupte, să vâneze, să asigure traiu, să gândească mult, dar nu au stat să, să gândească la emoții când urmăreau, nu știu, leu prin uh -huh, junglă. când erau da? la vânat, Așa. de exemplu, da. Uh, și atunci femeilor le vine cumva mai ușor să vorbească despre emoțiile lor, despre trăirile lor, în general. Am cunoscut și bărbați deschiși pe zona aceasta, dar dacă e să o luăm așa ca raport, bărbații au o mică dificultate și atunci au nevoie de susținere din partea uh -huh, noastră uh -huh. să înceapă să-și să dezvolte această latură. Pentru că e în ei. Desigur că oricât de diferiție s-ar vedea intimitatea, cred că ambii parteneri își doresc același lucru. Da. Nu? Și... Și scuza-mă, poate că uh, el este mai rațional și atunci poate să contribuie mai mult la dezvoltarea intimității mentale, iar ea este mai emoțională și atunci contribuie la cea emoțională și uite așa se întâmplă acest tot necesar pentru o relație sănătoasă. Uh -huh. Mă gândeam uh, acum în timp ce vorbeai, există o... care e diferența între intimitatea cuplului și sexualitate? Sexualitatea face parte din această intimitate, cum spuneam, este legat, de fapt, este strâns legată și se construiește în cadrul acestei intimități fizice. Și sexualitatea nu înseamnă doar că facem sex. Nu înseamnă doar actul sexual, uh -huh. înseamnă uh, momente de, de dinainte actului sexual, înseamnă momente de după încheierea actului sexual, înseamnă tot ce, ce reprezintă această intimitate fizică, în care ne tachinăm puțin, ne spunem niște lucruri, ne dăm de înțeles că ne-am dorit să inițiem un act sexual, uh -huh. începem un preludiu, da? ne jucăm unul cu celălalt apropo de joc, uh -huh. pentru că jocul acesta sexual este foarte bun, este sănătos, îl recomand, pentru că îi ajută pe cei doi să intre în modul acela sexual, al lor de ființe sexuale. Uh -huh. Apoi, da, se întâmplă actul sexual și după ce se încheie, e important să avem un moment și să păstrăm un moment intim. Uh -huh. În care, da, ne-am uh, liniștit, suntem satisfăcuți, suntem bine, ne-e bine, hai să rămânem un moment împreună, să uh -huh. ne îmbrățișăm, să... Nu trebuie să ne spunem neapărat lucruri dacă nu simțim nevoia să o facem, dar să rămânem câteva momente împreună, nu să fugim repede la duș, gata, ce treabă avem uh -huh. și... Să rămânem conectați, că aflu din conversațiile pe care le-am cu invitații aici la Dilema, că una dintre cele mai mari probleme sau blocaje uh, se întâmplă atunci când partenerul nu se mai simte conectat uh -huh. cu... Uh, în, cu... Viața cu de cuplu cu celălalt, cu tot ce presupune... Sigur că da, că noi suntem focusați și avem alte priorități, da? Griji, copii, mâncare, treburi, lipsa banilor sau probleme de tot uh -huh. felul. Um, toate, tot stresul acesta, unde să-l ducem? Îl ducem în relație. Și știu că e așa o comparație urâtă, dar Relația devine la un moment dat un coș de gunoi Unde tu spui pe... coș de gunoi? Pentru că noi proiectăm Pentru că punem acolo toate mm -hmm. aceste mizerii care ni se întâmplă peste zi Știi, Ne vărsăm amarul tocmai pe omul acela pe care ar trebui să-l iubim și să-l respectăm și să-l apreciem mai mult, nu? Păi și cui să ne plângem? <laughs> cui să... Păi, uite, cui sunt, sunt, să... sunt tot felul de metode prin care noi putem să ne descărcăm de lucrurile grele care ni se întâmplă peste zi. Um, hai să-ți dau niște exemple. Uite, plec de la birou, uh, îmi creez o zonă tampon. Nu merg direct acasă mm -hmm. cu problemele, da? Vedem în trafic, oamenii vorbesc la telefon, se ceartă, încă își termină meetingurile până ajung acasă. Abia uh -huh. mai respiră, intră în casă, încărcați, cam ce să dea acolo în casă bun, da? Uh -huh. Și încep, a, ce mi s-a întâmplat și cum a fost și știi, și nici tu n-ai făcut aia și mă așteptam să se întâmple și... Uh -huh. Da? Și s-a terminat seara. <laughs> Ori, creăm o zonă tampon. Plec de la birou, ok... Nu mi-a terminat mitingul, sunt încă în tele, uh -huh. vorbesc, în conferință, uh -huh. da? Opresc în fața blocului sau cobor din autobuz, depinde, fiecare, metro, nu contează. Uh -huh. Opresc 5 minute, inspir, expir, da? Las toate lucrurile acelea de peste zi să se ducă, mă liniștesc și apoi intru în casă. Și nu intrăm cu aceeași energie, aducem o energie nouă. Evident! În da, poate că mă simt obosită, poate că n-am chef să stau să povestesc, nu știu ce dar cel puțin nu sunt reactivă, cel puțin nu intru plină, încărcată de negativ uh -huh. sau dacă am mai mult timp liber, mă opresc într-un parc pe o bancă, mă plim puțin, fac câțiva pași deci nu trebuie să facem nu știu ce mari chestii, știi uh -huh. că oamenii se blochează n-am timp, n-am timp, n-am timp, n-am timp știu cu toții suferim de lipsa mm -hmm. timpului. Însă, e important să ne găsim acele câteva minute. Câteva minute. Inspir adânc, expir. Da? Și chiar putem să facem un exercițiu de imaginație în care, în în care inspir, cumva îmi imaginez cum intră liniște în corpul mm -hmm. meu și când expir, îmi imaginez cum iese toată tensiunea din mine. Și dacă facem aceste inspirații și expirații de cinci ori. Să vedem imediat rezultatele. Și în condițiile în care nu putem să lăsăm toate lucrurile astea la ușă, e prea târziu, am intrat în casă și deja suntem reactivi, deja suntem ca o, o furtună. Mai putem salva seara cumva? După ce ne-am da. vărsat aceste... Da, putem. Putem. Și tot timpul sunt soluții. Important este să avem deschiderea, să le găsim. Da, să le căutăm și... În momentul la un moment dat ne dăm seama, mai ales dacă, uite, am auzit ceea ce am spus acum, am mai citit niște lucruri. Nu se poate, la un moment dat te prins că, pă, iar am făcut chestia asta. Iar am intrat, iar s-a stricat. E, în momentul în care ai conștientizarea, te duci și repari. Te duci la partener și spui, M-am liniștit acum, mm -hmm. știu, am intrat ca o furtună Și ți-am zis și s am făcut iartă-mă Nu era despre tine sau despre ce n-ai făcut sau. Da, era despre mine și despre felul în care eram eu încărcată Și ce mi s-a întâmplat și așa Te rog frumos să mă ierți Și hai să vedem cum reparăm Și cum ne bucurăm în continuare de seară Da, special ți-am văzut să... Întrebarea asta, pentru că, pentru a întări și mai mult ideea, că avem tot ce ne trebuie la dispoziție pentru a crea momente care să ne apropie și mai mult de partenerul nostru. Da. Uh... Și scuză mă un pic, că vroiam să spun că mă întrebai de tehnici și eu mă bucur, că vreau să le dau oamenilor tool din astea simple. Uh... Luăm o foaie, un pix uh -huh. și scriem, uh -huh. Da. Această scriere este terapeutică și ce reprezintă de fapt? Reprezintă că tot ceea ce este furtună în mintea mea, aștern pe hârtie, scot din mine. Și dacă faceți exercițiul acesta, o să vedeți cum o să vă simțiți după, nu știu, 5 minute, 3 minute de scris. Scrisul ca terapie. Da, scrisul ca terapie. Uh -huh. Scot din mine ce, ce mă încarcă și practic... Am lăsat locul liber pentru ceva bun. Uh -huh. uh, cum depășim frica de, de intimitate, mai ales atunci când relația este la început, când încă nu am stabilit ceilalți doi piloni foarte bine, intimitatea fi, mentală și cea emoțională, însă atracția există și uh -huh. ne îndreptăm cumva în direcția aia, dar există frica de intimitate. Dacă există atracție, atracția aceea ne ajută să depășim frica. E mai puternică decât frica noastră. Da? Și atunci putem să începem o relație bazată pe partea sexuală. da. Mm -hmm. Ne simțim atrași unul de celălalt, ne dorim, suntem și un act sexual satisfăcător ne ajută să ajungem la celelalte uh -huh. două. E invers, știi? Uh -huh. Deci <laughs> se, se poate și se invers. poate și invers, dacă ne bucurăm de un act sexual și de o viață sexuală satisfăcătoare, pentru că dacă nu este satisfăcătoare, uh, nu o să reușim să construim nimic nici pe partea cealaltă. Practic în momentul ăsta tu acorzi o importanță deosebită sexului în relație. Da, da. Și apropo de apropiere, știi, noi femeile avem nevoie să ne simțim în siguranță, să... Um, să construim un pic de relație ca să ajungem la partea sexuală și avem nevoie să simțim ceva pentru partener. Bărbații, pe de altă parte, uh, încep să simtă odată ce au un act sexual satisfăcător. Atunci încep să, să simtă lucruri pentru partener. Iar Iarăși vorbesc de niște relații care se vor a fi construite pe uh -huh, termen lung. Sim. da? sigur că sunt și oameni care au relații pasagere, bazate doar pe sex. Uh -huh. Deci nu ne referim la acelea. Vorbim uh, de relație despre... ca și construct, ca și exact, construcție. Exact, ca, ca relație. Dacă uh -huh. acelea nu sunt relații, sunt, da, mă rog, relații, dar nu genul acela uh -huh, de uh -huh. în profunzime. Nu, noi încercăm să deslușim uh, pașii ăștia pentru a construi relația pe care ne-o dorim. Da, da, nu și, relații pasagere. Da, da nu re da. relații... Care și acelea sunt bune pentru că ne oferă niște experiențe uh, și put, cu condiția să învățăm din acele experiențe, și să nu trecem dintr-una în alta fără să învățăm nimic, că ajungem să repetăm un scenariu care nu ne va aduce într-un final niciun fel de Până satisfacție. La, până la urmă, fiecare este liber să aleagă stilul de viață pe care și îl dorește atâta timp cât nu încearcă să, com să schimbe convingerile altcuiva. Da. Eu îmi doresc să, să aflu răspunsuri bazându-mă cumva și pe um, topicurile astea pe care le tot uh, găsesc pe diverse grupuri unde mai arunc câte unul să văd care sunt problemele generației mele, de exemplu, și așa mai departe. Și există acolo tot felul de discuții legate de uh, mă tem să cer mai mult ca să nu privit, să nu fiu privit, privită altfel. Uh -huh. uh, nu știu cum să-mi păstrez imaginea asta spunându-i că aș vrea o escapadă cu el, cu ea undeva. Adică sunt uh, întrebări hey, și temeri uh, din viața noastră. Acum se uh -huh. numesc relații moderne sau provocările relației uh, moderne. Uh -huh. Și cred că este bine să știm că indiferent uh, care ne sunt gândurile, uh, e bine să discutăm cu cineva înainte de a le pune o etichetă. Da, exact. Și temerile acestea au în spate alte, alte dificultăți ale celor pe care, uh -huh. ale celor care le au. Deci nu este doar Frica de a mă dezvălui celuilalt, uh -huh. ci este o frică cu care eu m-am luptat în viața mea. Uh -huh. Pentru că, probabil, mi-a fost frică și să-i spun mamei ceva, sau tatălui, sau profesorului, sau am avut o problemă cu autoritatea și mi-a fost frică să. E că adică nu e doar despre acel partener, uh -huh. este mai mult în spate și uh -huh. acolo e nevoie de un proces terapeutic, sigur. Eu ca terapeut ce pot să recomand? Da. la terapie, terapie tot pentru rău, că este, este mai mult de decât frica de a spune lui că uite, vreau să plecăm undeva mm -hmm. noi doi sau că vreau să fac, nu știu ce chestie. Mm -hmm. Este altceva acolo. Cum menținem un nivel de intimitate sănătos în relație? Spuneam mai devreme despre timp, acesta este foarte important, timpul acela de calitate pe care alegem în mod conștient să ni-l acordăm. Și vorbeam de câteva minute pe zi. Uh, odată pe săptămână să avem un moment mai lung în doi, fie că ieșim undeva, fie că în casă, dacă nu putem să ieșim, că avem copii mici, nu avem cine să i lăsăm, dar mm -hmm. să ne creăm un moment un pic mai, mai important, mm -hmm. da? uh, În care să facem lucruri doar noi doi, că vorbim, că ne jucăm ceva, că da, să fim noi doi conectați. Mm -hmm. Uh, plecările, vacanțele sunt foarte importante, sunt importante tot timpul, dar în special atunci când apar copiii, este foarte important ca cei doi să-și ia mini-vacanțe, când mai o să-mi sară oamenii în cap când spun vacanțe, mini-vacanțe de câteva zile sau poate doar un weekend, da? doar pentru noi doi. Să fim Departe de copii, uh -huh. departe de lumea dezlănțuită, să fim doar noi doi, uh -huh. să ieșim din contextul, din rutina de zi cu zi. Da, o vacanță nu înseamnă neapărat o plecare peste ocean, poate însemna și un picnic undeva, într-un loc despre care eu cred că ți-ar plăcea. Da, da, exact, e foarte important acest timp pe care să-l construim, dar pe care să-l avem în mod, în atenția noastră în mod conștient. Uh, uite, eu de exemplu, le, le recomand oamenilor să aibă în casă un calendar uh -huh. undeva pus pe perete, undeva la vedere, uh, și unde să-și noteze. Uite, vinerea e ziua noastră de cuplu, ieșirea noastră de cuplu. Și mergem la un film, ieșim la o cină, mergem la o piesă de teatru, mergem să ne plimbăm în parc. Nu contează ce facem, uh -huh. contează că suntem doar noi doi. Da, acolo mai bifăm, vacanță, uite, plecăm într-un city break sau ieșim la munte într-o sâmbătă după masă până a doua zi. Uh -huh. uh, poate, da, pe măsură ce cresc copii sau... Pe măsură ce cresc copii nu neapărat că ar avea copii vreo problemă, ci că părinții în general au o problemă, n-aș lăsa copiii cât sunt mici. Uh -huh. uh, și apoi încep să se obișnuiască, să-i mai lase și să plece, da? putem să ne alocăm o vacanță, în adevăratul sens al cuvântului, de o săptămână, undeva doar noi doi. Este sănătos să facem asta. Pentru noi și, repet, și pentru copiii noștri, pentru că învață că, da, mama și tata sunt mama și tata pentru noi, dar ei sunt iubiți, sunt soți și soție și au nevoie de timpul lor. Și uite cum arată o relație. Ne întoarcem la acel timp de calitate petrecut despre care povesteai și care are atâta importanță da, într-o exact. într relație. Dar ce se întâmplă atunci când unul dintre parteneri uh, își pierde interesul? Putem vorbi aici despre o cumpănă, o perioadă sau lucrurile vor degenera? Poate să fie o perioadă, poate să se întâmple ceva cu el. Nu știu, are o dificultate în plan profesional sau chiar în plan personal se uh -huh. întâmplă lucruri cu el. Și atunci e foarte important să oferim susținere, da, adică te-am văzut o zi, două, trei, șapte, uh -huh. că nu ești tu, ți se întâmplă ceva. Poate e nervos, mai nervos. Poate e mai abătut. Poate e mai, nu știu, mai arată răbdare, indiferent, dar. Am observat ceva în comportamentul tău, ceva diferit, mm -hmm. și aș vrea să înțeleg ce se întâmplă cu tine, pentru că îmi doresc să te ajut. Și de aici avem mai multe ramuri. El poate să vină să spună, da, într-adevăr, uite ce mi se întâmplă, dar și acolo se cam termină, adică se termină uh, perioada problematică, mm -hmm. sau poate să fie închis în el. Nu vrea să vorbească, e greu și atunci e nevoie să insistăm. Și asta ar fi o ipoteză, că se întâmplă ceva cu el, da? care nu are legătură cu partenerul. Acum s-ar putea să fie și situația în care ce se întâmplă cu el să aibă legătură cu partenerul, mm -hmm. să aibă niște nemulțumiri. Și să-i fie greu să vorbească despre ele. Că iarăși stăm foarte rău la acest capitol. Mm -hmm. Preferăm să... Ieșim din relație și să căutăm în altă parte, decât să rămânem acolo și să vedem dacă se poate rezolva ceva. Și aici, iarăși, este de investigat, de ai nevoie de conversații pe tema uh -huh. asta. Da, uh -huh. se întâmplă ceva, ce se întâmplă, pot să te ajut, Nu, 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 nu sunt. în fine. Sau da? Da, cu insistență, puțin, ca să aflăm care e problema și dacă nu vrea și nu vrea, atunci e important să stabilim niște limite și să, ok, bun, au trecut două luni de când ești așa. Da, nu mă simt confortabil, sunt și îngrijorată, nu mm -hmm. știu ce se întâmplă cu tine, dar chiar aș vrea să vorbim despre asta. Simt că atracția dintre noi nu mai este, s-a da. diminuat. Da, ce se întâmplă și hai să vorbim acum, sau dacă nu ai disponibilitate acum, stabilim, nu știu, joi mm -hmm. la 5, ne așezăm, dar vreau să vorbim despre asta, mm -hmm. pentru că eu nu vreau să mai continui în felul ăsta. Și a, această fermitate de obicei îl trezește pe celălalt. Da, sunt și cazuri în care nu îl trezește, dar acolo, da, sunt multe ipoteze pe, pe mm -hmm. tema asta, dar trebuie insistat. Și trebuie investigat, în primul rând, dacă e o problemă ce nu are legătură cu cuplu sau este o problemă legată de cuplu. Cât de importantă este atracția fizică într-o relație? Hmm. Uh, din punctul meu de vedere, este importantă. E uh, important să ne simțim atrași de celălalt, uh, pentru că, practica asta ne face să ajungem și în pat, da? Uh -huh. uh, dar, dar nu este cea mai importantă. Uh, felul în care reușim să vorbim unul cu celălalt, lucrurile comune pe care le descoperim inițial, nu? la începutul relației, uh, felul în care ne simțim împreună, da? faptul că râdem împreună, uh -huh. că suntem jucăuși, că ne simțim confortabil să vorbim diverse teme, asta este ceea ce ne unește cu adevărat. Uh -huh. Uh -huh. Dar, da, și atracția fizică este necesară, dar n-aș pune-o pe primul loc. Și uite, să știi că am cazuri, știu cazuri în care ea sau el nu s-au simțit atrași din prima de celălalt, uh -huh. dar au zis ok, pentru că a avut să nu știu câte N relații eșuate și încercări de fapt de relație, au zis bine, ok, hai să-i dau o șansă. Și apoi au descoperit în celălalt ceva fascinant. Uh -huh. Și într-o dată au zis, Păi, da, chiar e frumoasă, adică chiar dar cum nu mi-am dat seama? Pentru că, de fapt, au fost alte lucruri atractive din ea care l-au făcut să-i vadă exteriorul mai bine. Da, și eu sunt total de acord cu tine și tot timpul uh, am o vorbă așa pe care o repet și spun: trebuie să intri în lumea poveștilor mele, în lumea poveștilor ei, dacă vrei să vorbim despre atracție. Pentru că atracția fizică poate fi de foarte scurtă durată exact. sau uh, poate fi un pilon uh, din care tu să descoperi chestii minunate, pentru că atunci când ești atras fizic, îți dorești să petreci timp fizic lângă persoana respectivă și nu cred că poți să-l petreci numai în tăcere sau numai în pat, ci și prin intermediul cuvintelor și a discuțiilor și a valorilor împărtășite și a filozofiilor de viață împărtășite și atunci da, poți să descoperi o atracție Mentală, emoțională, să. care să vă lege puternic. Și care, de fapt, va reprezenta o bază importantă pentru construcția unei relații mm -hmm. de lungă durată. Mm -hmm. Și de ce e necesar să, să ne uităm dincolo de aspectul fizic? Da? Nu spun să-l neglijăm, este plăcut, da, e. Mm -hmm. Dar să nu ne rezumăm doar la asta, sau să nu judecăm o persoană doar după aspectul fizic. Să dăm o șansă, să vedem dincolo de asta, în interior, cum spuneai și tu. Da, pe de altă parte, aspectul fizic, atracția fizică, este cumva primul lucru care ne atrage atenția. Da, evident, da. intru, văd, mă uh -huh. uit și, dar... De la un compliment se poate trece la o discuție. Dar câte povești n-ai auzit, știi? Wow, l-am văzut și arătat de bine... Uf, și după aia mm -hmm. când încep să vorbească, când n-știu mm -hmm. cum să mai fug. Da, 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 da. <laughs> adică, sau tot citesc, am văzut o sau, știi, adică citesc experiențe de genul ăsta, am trăit experiențe de genul ăsta uh, și așa mai departe. Deci da, nu, nu este totul, însă atunci când vorbim despre atingerea perfecțiunii în relație, cred că este un uh, un punct da. important de care trebuie să ne îngrijim, pur și simplu, așa cum ne îngrijim uh, de eu cred că relația este ca o casă. Mm -hmm trebuie tot timpul să o decorezi, să o cureți, să mai adaugi ceva, să mai pui ceva și așa mai departe. Să pui ceva nou, să aduci lucruri uh -huh. noi, uh -huh. să nu lași monotonia să se instaleze pentru că monotonia ucide uh -huh. tot. Asta este cea mai uh, nocivă parte <laughs> da. din de. Monotonia relația. în general în relație și monotonia în special în, în partea sexuală, uh -huh. că nu facem sex de fiecare dată în același loc, în același în aceeași poziție, în același fel, ani de zile facem... Mm -hmm. Adică poate la început e bine, frumos, și satisfăcător, dar mi este greu să-mi imaginez că după niște ani de această monotonie mm -hmm. ei mai sunt satisfăcuți. Cum putem să recunoaștem sincer și simplu nevoia de apropiere, nevoia de intimitate, sexualitatea? Suntem ființe sexuale. E, sexualitatea este în noi. Mm -hmm. nu, nu e în regulă să ne privăm de, de lucrul acesta, adică de ce am face-o. Și, da, cunosc oameni care se bucură de o viață sexuală satisfăcătoare, chiar și la bătrânețe. Pentru că au știut cum să o mențină și cum să o dezvolte pe parcurs. Mm -hmm. Să mențină în sensul de uh, au au menținut această activitate în cuplul lor și au căutat să o îmbunătățească pe măsură ce ei au devenit mai înțelepți, să spun. Mai înțelepți, ține de... Mai înțelepți în sensul că nu vreau să spun că pe măsură ce au îmbătrânit, ci pe măsură ce au devenit mai maturi, uh -huh. mai înțelepți, mai... Da, și și-au dezvoltat această latură. Pentru că, la fel ca ca și noi, așa cum noi evoluăm, și partea ce ține de sexualitatea noastră poate fi dezvoltată și îmbunătățită pe parcurs. Uh -huh, uh -huh. Și chiar poți să ai o viață sexuală satisfăcătoare mai târziu în viață, mult mai bună decât ai avut în tinerețe. Pentru că ai înțeles lucruri, pentru că ai acumulat experiență, pentru că uh, ai descoperit. Da? mici lucruri care te fac să, să vibrezi, să, uh -huh. să ai plăcere sexuală și pe care ai învățat și ți-ai dat permisiunea să le și aplici în cuplul tău Cum uh, trece proba timpului chimia dintre doi oameni? Hmm. Uh, de aceea eu nu prea cred în chimie <laughs> <laughs> Și cred mai degrabă în compatibilitate. Uh -huh. Chimia este nebunia aia de la început, hormonia aia care ne... Da, sunt... E o furtună așa uh -huh. în noi la început. Doar că de obicei chimia se stinge la fel de repede cum a venit. Uh -huh. Dacă nu știm cum să ne construim o compatibilitate. Și cum știm că ne-am construit o compatibilitate? Păi, compatibilitatea este de fapt... Eu consider că nu am vreo definiție din cărți. Eu consider că această compatibilitate este o îmbinare armonioasă între părțile bune și mai puțin bune pe care noi doi, ca și parteneri, le avem. Uh -huh. Adică compatibilitatea nu este doar despre ne place același lucru, facem același lucru, vai suntem la fel, totul e la fel, e minunat. Nu, aia e, devine monotonie în scurt timp. E important să avem și lucruri în contradictoriu, acele diferențe de care foarte mulți fug și de care foarte mulți se sperie. Nu ne potrivim. Uh, mie îmi place să stau la soare, el vrea să cățere pe munți. Eu mă uit la filme dragoste, el vrea să uite la filme horror. Uh -huh. Și oamenii se sperie. Nu este în regulă, este perfect, este minunat. Avem ce ne povesti dacă ne uităm la lucruri diferite? Evident. Și scăpăm de monotonia despre care spuneai ah. că e... A, mie îmi place să aranjez, nu știu cum, uh -huh. el face altfel, vai și ce mai enervează. Ok, hai să vedem ce faci tu bine, poate face și el ceva bine. Și hai să vedem, de fapt, cum vă construiți binele vostru. Uh -huh. Adică luăm de la unul, luăm de la celălalt și punem ca să construim relația. E, ceea ce punem acolo se numește compatibilitate. Felul în care îmbinăm aceste lucruri pe care le avem. Fiecare. Mm -hmm. Și asta este ceea ce ne dă stabilitate în relație. Chimia aia se poate duce. Da. Cum a venit. Se poate duce dacă nu avem grijă de partea mm -hmm. asta. Mm -hmm. Și atunci nu avem despre ce chimie să vorbim în timp, pentru că atâta timp când noi avem această compatibilitate și avem grijă de intimitatea noastră chimia, dacă vrei să o numești așa, vine într-un mod natural, într-un mod natural noi vrem să fim împreună, avem despre ce să vorbim, ne dorim, să împărtășim, facem sex în mod regulat și mm -hmm. ne simțim bine și atunci da, deci avem tot ceea ce avem nevoie pentru a fi împliniți în relația noastră. Curiozitatea cred că este un factor important în relație. De la un ce -ai mai făcut, ce -ai mai descoperit, aici mă mă refeream acum un pic la intimitatea emoțională mentală, pentru că timpul trece și odată cu el ne schimbăm și noi. Și chiar și legat de intimitatea sexuală. Te-am întrebat pentru că da, eu sunt fan curiozitate. Mi se pare esențial să fim curioși. Bine, acum și prin prisma meseriei, noi chiar trebuie să fim curioși. Să descoperim dar este un lucru esențial într-o relație. Să fiu curioasă, să-l descopăr pe celălalt mm -hmm. Cine este el, cum este el Ce-i place și cine devine Pe parcurs Cine devine pe parcurs, uite, iată Pentru că Știi, iarăși Începem relația Începem viața, vin copii, munca, griji Stres, da? Și intrăm în chestia asta Un an, doi, cinci, șapte Și la un moment dat Ne trezim așa în bucătărie că ne uităm la cealalt Wow, mm. de cine ești tu? Uhum. Nu te mai cunosc da? Sau într-o ceartă Vai, dar nu te mai recunosc Dar nu știu cine ești, că nu uhum. mai ești deloc ca la început Evident <laughs> Evident că nu mai e ca la început Doar că n-ai avut curiozitatea Să-l descoperi și redescoperi Pe parcurs e, Și când te prinzi că s-a întâmplat asta Nu e totul terminat Din potrivă, poate să fie un, un Foarte bun semnal de alarmă Să devii curios Atunci nu mai știu cine ești, dar vreau să te descopăr. Și cred că este cea mai uh, frumoasă declarație de, de iubire cumva, Vreau să te redescopăr. Da, da. Și chiar da. dacă acum avem un moment în care nu uh, ne mai simțim atât de apropiați da. sau nu mai știu cine ești, dar te-aș alege din nou. Da, da. Și asta mă pune din nou să te recucerez, exact cum spuneam, la începutul podcastului, pentru că încă. Avem impresia, unii dintre noi, că am cucerit-o, l-am cucerit, -o, l -am cucerit gata. și mi-am terminat treaba. Da, da. gata, da. e bine. Un fel de te iubesc, dacă se schimbă ceva, te anunț eu. Exact. Și oricât de sigură am fi pe noi, și pe cuplu, și pe relație, și pe viața noastră împlinită, tot avem nevoie de dovezi că suntem iubiți permanent că mai suntem doriți și aș vrea, nu știu, poate mă ajuți tu cu cuvintele potrivite prin cuvintele potrivite tare mult aș vrea să normalizăm uh, treaba asta cu nevoia de iubire, să normalizăm uh, nevoia asta noastră de recunoaștere da. mai ales recunoaștere din partea partenerului nostru da. că tânjim după, ea, adică să nu ne ascundem foarte mulți spun uh, Adică se tem să spun, am nevoie să-mi spui mai des că mă iubești, am nevoie să mă atingi mai des, ca nu cumva să pară disperați, apăsători. Mm -hmm. să nu cumva să-i dea de înțeles că mi-e teamă că o să nu. te pierd. Și teama asta că te voi pierde. Dacă găsești un moment potrivit să-i o spui, eu chiar Nu trebuie să fie nimic dramatic. Exact. Și așa este cum ai spus, avem nevoie, noi ne hrănim cu iubire, mm -hmm. de când ne naștem, noi avem nevoie de iubire, avem nevoie de grijă. Nu. Dacă ne uităm la nou născut, de ce are el nevoie? Mm -hmm. Are nevoie să fie îngrijit și să primească afecțiune. Nu atât. Des mm -hmm. Despre asta e vorba. E, Lucrurile, sigur, nevoile noastre se dezvoltă pe măsură ce creștem, dar acele nevoi de bază rămân valabile. Uh -huh. Și atunci, sigur că și într-o relație avem nevoie de uh, această um, re, um, reasigurare, reasigurare da, a iubirii și această grijă care, atenție, nu mă refer că am nevoie să aibă grijă de mine. Da? Dar am nevoie să mă simt în siguranță acolo și să știu că e acolo lângă mine. Uh -huh. La asta uh -huh. mă refer. Și, da, este important. Acum că ai vorbit, știi, fiecare simte iubirea și se simte iubit într-un anumit uh -huh. mod. Și este această carte minunată, cele cinci limbaje ale iubirii, pe care eu tot o <laughs> laud, pentru că mi se pare esențială o biblia a cuplului, exact. a cuplului, uh -huh. dar să înțelegem fiecare despre felul în care avem nevoie să fim, să primim aceste dovezi de iubire și despre felul în care partenerul are și el nevoie. Da, poate că eu am nevoie mai mult de îmbrățișări și de, nu știu, cadouri, poate tu ai nevoie de servicii și, nu știu, timp petrecut, timp petrecut împreună. Sau, da? sau, de cuvinte. Sau... Pentru că dacă noi nu vorbim pe limbajul celuilalt, ajungem să nu ne simțim iubiți. Da. Dacă tu vrei să petrecem timp împreună și eu toată ziua vin și uh, fac chestii pentru tine, lasă că fac eu aia, lasă că duc eu aia, lasă așa. Și tu vii și îmi spui. Oh, dar de, de ce nu mă iubești? Dar vreau și eu să mă iubești, să meargă și mi. Uh -huh. Păi, cum uite cât te fac pentru uh -huh. tine. Da, păi nu e da ceea ce aștept dar Eu petreci timp cu mine deloc. Da. Da. Ah, deci asta vrei, ok. Hai să facem asta. E da. că adică să fim receptivi, știi că nu-i suficient să descoperim, trebuie să și implementăm. Uh... Ca să ai altă poveste, știi că da. citim mult, auzim mult, conștientizăm uh -huh. mult, dar când vine vorba să aplicăm. Ne este, încă ne este greu, da. Încă, deși știm, uite că avem Podcasturi, avem invitați de calitate care vin și ne sprijină și ne ajută și ne dau exemple din viața pacienților, avem cărți, avem de toate și cu toate astea. Tot, dar este greu să recunoaștem că avem nevoie să fim apreciați. Și când zic nevoia de apreciere, nu mă refer doar din punct de vedere al meu, al femeii. Mm. Și bărbații au nevoie de lucrurile astea, chiar dacă, poate, nu au o ușurință în a exprima. Să știi că bărbații au o mai mare nevoie de apreciere decât noi, femeile. Ei chiar una dintre cele nevoile principale ale lor este această nevoie de apreciere mm -hmm. da? indiferent de lucrurile pe care le fac, că mici și mari nu contează, au nevoie să primească apreciere, să se simtă văzuți, am văzut te-am văzut și apreciez mă bucur mm -hmm. da? că ai făcut lucrul ăla asta îi hrănește enorm mm -hmm. și dacă vrei să cucerești un bărbat, dă asta și o să fie pe vecie mm -hmm. <laughs> în drăgosti de tine Da. Ja, bin Evident, să ai motive să nu-l apreciezi. Adică să nu-i spui lucruri doar ca să-i spui, Să-l apreciezi real pentru ceea ce face, pentru ceea ce este. Și parcă văd mâine ascultătoarele în dilema <laughs> și fetele mele, femeile de pe Instagram cu care mă urmăresc și care mă conversez, o, conversez, o să văd acolo în comentariile lor te apreciez foarte mult <laughs> către unul, către celălalt și așa mai departe. Deci să nu facem nici abuz de treaba nu, asta. Nu, și dar... să, să, să spunem să ne referim concret. Uhum. Apreciez X lucru, da? Te admir pentru asta, da? Sau ai făcut asta, wow, ce frumos, este minunat sau adică nu aruncăm vorbe doar da, așa. Da. Vai, te apreciez Ok, da, pentru ce mă apreciezi. Mm -hmm, da. Da, da, da. da. Exact Poate cum... Dăm drumul unei mișcări. Te apreciez. <laughs> da, exact Asta, te apreciez. Cum, cum îi spunem și copilului, da, îi spunem un bravo mm -hmm. pentru ceva concret pe care mm -hmm. l-a făcut, nu așa așa da, aruncat da, da. în neant, știi. Sigur că mai sunt și alte uh, metode prin care ne putem simți apreciați. O privire, o, nu știu, o validare dintr-o frază, o susținere a, 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 a unui proiect unui pe care, proiect pe care tu, tu l-ai și așa mai departe. Adică sunt metode și cu toate astea. susținerea aceasta și încurajarea pe care o primim un în cuplu, într-adevăr, reprezintă o formă de uh, apreciere. Uh -huh. da? Pentru uh -huh. că atâta timp cât tu mă susții în ceea ce vreau să fac, înseamnă că mă apreciezi. Mă apreciezi munca sau uh -huh. depinde ce, la ce se referă și automat mă apreciezi pe mine ca om. și da. mă simt apreciat. Da. Da. Cât de diferit Se, se vede dragostea Intimitatea Sexualitatea bărbat-femeie În cuplu um, Pare că se vede Diferit, dar nu mm. Nu e foarte diferit um, Diferența constă Cum spuneam, faptul că bărbatul Se uh, îndrăgostește După un act sexual Satisfăcător, femeia are nevoie să se Îndrăgostească ca să intre acolo În zona aceea intimă Uh, în rest, plăcerile, preferințele, satisfacția sunt, nu le-aș putea diferenția în vreun fel. Sigur că uh -huh. fiecare individ este unic, dar nu le-aș putea diferenția din perspectiva asta de femeie bărbat. Am atât femeile cât și bărbații au anumite nevoi în plan sexual, au anumite preferințe în uh -huh. plan sexual și sunt Structurați într-o anume formă ca ființe sexuale. Se dezvoltă pe, pe măsură ce au diverse experiențe în, în viața lor și toate acele experiențe influențează felul în care ei sunt uh, în plan sexual. Uh -huh. Uh -huh. Dar aici este din nou nevoie de conversații, <laughs> da? să ne cunoaștem și de curiozitate, uh -huh. da? pentru că am vorbit de curiozitate, și aici este foarte importantă curiozitatea. De ce este atât de important? Sunt curioasă să te descoperi ca ființă sexuală, sunt curioasă să știu ce îți place, uh -huh. ce te stârnește, ce nu-ți place. Da? Că s-ar putea să fac anumite lucruri care să nu fie pe placul tău, și atunci am nevoie să știu totul despre tine. Nu recomand poveștile despre vieți, despre experiențele trecute cu alți parteneri decât dacă ele au relevanță în anumite situații. Uh -huh. Nu știu dacă vorbim, de exemplu, de o femeie, pentru că numărul lor este destul de mare, deși puține vorbesc despre asta. Este o, vorba despre o femeie, de exemplu, care nu reușește să aibă orgasm uh -huh. uh, Poate că este relevant să-i spună partenerului asta Și să-i spună că nu a avut niciodată orgasm, nici cu alți parteneri Pentru că el să nu creadă că se întâmplă asta doar cu el și că este din vina, vina lui, lui da? Deci doar dacă experiențele trecute au relevanță în, în relația din prezent altfel nu încurajez să povestim despre cum a fost școala, cu, ala, cu aia, ce am făcut, nu, pentru că nu ne ajută cu nimic. Da, nu aduce nimic. putea transforma într-un soi de laudă care să aducă mai degrabă repulsie, nu, deci nu nu recomand asta. Dar recomand să povestim despre ce ne place, cum ne place, ce ne-am dorit, ce fantezie avem, uh -huh. da? ce. Preferințe cel... și cum ar trebui să abordăm noi discuția în, în sensul ăsta, mai ales dacă avem de-a face cu un partener mai puțin disponibil mm. uh, emoțional la nivel de conversație. Mm. Păi, în primul rând, conversațiile despre sex n-ar trebui să se întâmple în dormitor. Mm -hmm. Da? Mm -hmm. uh, pentru că noi avem această impresie că, nu știu, dacă. Vorbim despre mâncare, trebuie să fim în bucătărie. Dacă vorbim despre sex, trebuie să fim în dormitor. Nu. Dormitorul este pentru sex, este pentru odihnă, dar nu este pentru conversații dificile care ar putea, care ar putea să ne dezechilibreze un pic, pe moment, cel puțin. Și atunci, ar fi util să ieșim din casă. Uite, hai să ieșim la o plimbare. Um, aș vrea să vorbesc cu tine despre viața noastră sexuală, mm -hmm. da? Știu că e un subiect greu, știu că nu l-am vorbit până acum sau l-am vorbit prea puțin, dar se întâmplă anumite aspecte acolo pe care mi-aș dori să le clarificăm mm -hmm. sau să le rezolvăm sau depinde despre ce e vorba. Sau se întâmplă cu mine ceva anume și atunci am nevoie să mm -hmm. împărtășesc cu tine asta. Da, ieșim din casă, ne ducem, facem o plimbare. Dacă în mod obișnuit, atunci când, vor, când cei doi vorbesc, eu le recomand să se privească ochi în ochi, da? Apropo de atenția de care vorbeam la început, uh -huh, să uh -huh. fim atenți, să privesc în ochi. Ei bine, în ceea ce privește discuțiile în parte sexuală, nu le recomand uh, în felul acesta, adică nu, rec nu le recomand să se uite unul la celălalt. Ci mai degrabă, uite, dacă ne plimbăm, mergem, suntem umăr lângă umăr, privim amândoi în față, pentru că sunt subiecte stânjenitoare. Ne vine greu. Mm -hmm. Și dacă te mai și privesc în ochi, și oricum e greu să vorbesc despre asta, s-ar putea să mă pierd și să nu mai vreau să zic nimic. E, dar dacă mă uit în față și vă copaci și nu mai știu ce mm -hmm. mai vă pe acolo... Parcă altfel îmi vine să-ți vorbesc. Deci, primul pas, să creăm un context, da, care să nu pună și mai multă presiune pe noi, să nu fie ceva formal, să nu fie. Să nu dai impresia unei ședințe. Da, exact. Uh -huh. Avem, ne plimbăm sau uh -huh. bem un ceai, nu știu, facem ceva, ieșim din casă, din mediu și vorbim. Și uh, apoi expunem efectiv. Situația. Mm -hmm. Uite, mi-aș dori sau mă gândesc că viața noastră. Tehnica sandvișului este ideală să o folosim în acest caz. Adică împachetez problema între două lucruri bune mm -hmm. care se întâmplă. Mm -hmm. Da, e un mod mai plăcut, mai digerabil. Când ai aici spune tehnica sandvișului, digerăm mai ușor și e mai ușor și de transmis și de primit de către celălalt. Și parcă nu mai facem situația să pară... Nu ne mai focusăm doar pe ce nu merge. Da. Nu ne mm -hmm. mai focusăm doar pe problemă. Adică îi prezentăm și părțile bune, și părțile care, din punctul nostru de vedere, da. aduc valoare în relația noastră intimă și așa mai departe. Da. Și, și foarte multă sinceritate. Mm -hmm. Uite, mi-e greu să vorbesc cu tine despre asta, nici nu știu cum să o formulez. Știi? Adică, sinceritate, mm -hmm. da? nu, nu vreau să par acum, vai, stai că-ți spun eu ce problemă. Nu, uite, chiar vreau să o rezolvăm, nici nu știu cum o spun mm -hmm. și am da. nevoie să mă ajuți și întotdeauna să întrebăm și pe celălalt de la tine cum se văd lucrurile pentru tine cum este că uite pentru mine e așa și m parcă nu mă simt așa confortabil sau mi-aș dori o mai mare satisfacție sau știi mm -hmm. ok am orgasm dar am înțeles că alte femei au super orgasm, hai să vorbim un pic despre asta oare putem să facem ceva în legătură mm -hmm. cu la tine cum se vede tu cum te simți, da? Deci sunt curios, da? vreau uh -huh. să descoper sunt lucruri, sincer, am grijă exact ce simt, exact, cum mă simt am grijă cum formulez uh -huh. da? și îl întreb și pe celălalt cum e perspectiva lui și referitoare atenția, la, la, la partener. da, exact, pentru că uh, e foarte important să avem și noi de la el uh, de la partener, când zic el mă refer la partener uh, dovada că suntem în acord cu ceea ce își dorește el. Da. Și foarte mare atenție, foarte mare atenție, pentru că și noi femeile ne putem simți jignite, dar vorbați în mod special, pentru că la ei există așa o mare presiune că trebuie să performeze într-un uh -huh. anumit fel. Și mare atenție la modul în care formulăm, în niciun caz să nu facem sub formă de reproș. Uh -huh. Pentru că dacă Actul sexual n-a fost bun până atunci, dacă aducem reproșuri, o să fie un dezastru de atunci încolo. Deci foarte mare atenție, scopul nostru nu este să-i reproșăm ceva, scopul nostru este să rezolvăm, mm -hmm. să punem problema pe masă și să găsim împreună o soluție. Și să îmbunătățim, că nu vrem să plecăm, vrem să rămânem aici exact. și doar găsim poate alte metode, dacă celelalte vechi nu funcționează, mm -hmm. de a ne apropia. Da. Da. Pentru că asta este tot ce ne dorim, practic, de la și parteneri. Acum că tot vorbim de partea asta sexuală, pentru că e o temă care mie îmi place mult, m-am format ca psihosexolog e, și, din păcate, în continuare, România este un subiect uh, mai mult decât tabu. Cred că, pur și simplu, oamenii se tem să-și pună întrebări. Legate de cum arată viața lor sexuală. La asta mă refer, mm -hmm. da, la asta mă refer mm -hmm. când spun tabuai, că nu povestesc despre asta, mm -hmm. nu mi-e bine, nu mă simt deloc ok cu asta, cu felul în care se întâmplă lucrurile, dar nu povestesc despre asta. E, da, am, am fost învățați da, de zeci, sute de ani să. Nu punem accent pe. Exact. De... Am fost învățați că nu e neapărat o parte importantă da, da, din da, viața da. de cuplu. Și, și atunci, uh, nu mai știu de la ce plecasem, dar vreau doar să spun că e, uh, este un aspect important. Uh, putem să îmbunătățim permanent latura asta a sexualității, uh -huh. și, dar este nevoie de deschidere. Să fiu deschis. În primul rând, să mă descopăr pe mine ca ființă sexuală, mm. apoi să-l descopăr pe celălalt și să vedem cum ne construim noi o viață sexuală satisfăcătoare împreună. Și că exista. Zicea și Esther Perel în podcasturile ei și în aparițiile ei, cât de importantă este pasiunea în, în cuplu și. Uh, cum putem să menținem flacăra asta vie fără rușine cu deschidere și așa mai departe, indiferent dacă partenerul nostru nu se arată neapărat preocupat și de, de discuție sau uh -huh. de aspectul ăsta al al vieții. Poate că are o in, are interes, dar nu știe cum să pună problema. Da. Și o rușine, e multă e rușine, rușine. Da, e multă rușine probabil. Și mă gândeam cum pot eu uh, să îi povestesc partenerului meu că mă simt neglijat, neglijată uhum. în relație, fără să-l jignesc și fără să pun presiune pe el. Că nu mai sunt împlinită din punct de vedere fizic, sexual și așa mai departe. Îi vorbesc despre ceea ce mi-aș dori. Uhum. Da? Uite, se întâmplă asta acum și eu mi-aș dori pe lângă asta mi-aș mai dori 1 2 3 lucruri. Uhum. Da? Uh, uite partea cu preludiu că mai devreme am dat exemplu preludiu lung se întâmplă foarte rar să avem un preludiu lung în general oamenii se plâng sau femeile se plâng că nu au un preludiu suficient de lung uh, și femeile chiar au nevoie de un preludiu mai lung pentru că ele sunt stimulate mai greu față de cum sunt bărbați la ei lucrurile se întâmplă instant noi avem nevoie să ne încălzim puțin înainte uh -huh. și atunci avem nevoie de acest preludiu și foarte puțini bărbați pun uh, accent pe, pe aspectul acesta, uite, și asta ar putea fi un lucru de îmbunătățit. Da, uite, îmi place să facem dragoste, mă simt bine, dar aș avea nevoie de mai mult, da, aș avea nevoie ca la început să stăm mai mult împreună, să facem asta, îmi place când mă atingi în felul ăsta sau mă sărut sau depinde ce îi place acolo și aș vrea să se întâmple mai mult din asta. Da? Deci nu-i spun, a, tu nu faci asta, mm -hmm. da? Și de ce nu o faci că atunci s-a terminat, nici nu o să o facă, ci vorbesc despre ce face bine și ce mi-aș dori să facă mai mult sau în plus. Și apoi vin cu următoarea întrebare, ok, la tine, eu aș putea să aduc ceva în plus, mm -hmm. să fac mai mult din ceea ce fac. Că atunci e și grija pentru celălalt, nu e doar despre mine, e despre și despre el și despre noi doi împreună. De ce se produce deconectarea în cupluri? Pentru că nu mai suntem atenți unul la altul, pentru că nu mai prioritizăm uh -huh. relația și nu mai acordăm timp, nu ne mai acordăm timp unul celuilalt. Și atunci, ușor, ușor, începem să ne deconectăm. Ca să ne conectăm, avem nevoie de lucruri care să ne aducă împreună. Da? Timp, atenție, conversații, diverse jocuri, activități, dacă noi nu le mai facem, începem să ne îndepărtăm. Și cam fiecare își găsește zona aia personală prin care să primească diverse satisfacții. M E foarte important și timpul personal în cuplu. Adică, vorbim de timpul pentru cuplu, dar e important să avem și noi, fiecare dintre noi un timp personal în care să facem lucruri noi cu noi uh -huh. sau cu alții, nu știu, cu prietene, cu diverse grupuri, da? De exemplu, soțul meu e pasionat să meargă pe munte. El are un grup cu care merge pe munte, dar e pasiunea lui e a lui despre el. Uneori merg și eu cu el. Da, eu merg de trei ori pe an, el merge în fiecare lună sau de două ori pe lună. Uh -huh. Da, Deci e cevaul lui și eu la rândul meu am cevaul meu. Nu știu, mie îmi place să pictez, am descoperit acum de uh -huh. câțiva ani pasiunea asta. Da, el nu stă lângă mine, el nu are pasiunea asta. Da? Eu sunt eu cu mine și fac eu ceva pentru mine și cu timpul meu. Și e foarte fain când ai asta pentru că din tot ceea ce realizezi acolo, din satisfacția aceea, din starea de bine vii și aduci în cuplu tău mm -hmm, schimbi energia cumva, vii cu energie nouă pui ceva acolo, pe mm -hmm. lângă povești uite, povestim cum a fost ce s-a întâmplat, da? avem despre ce să povestim dar e și starea aia de bine pe care o aducem și o, o cu care încărcăm de fapt cuplul nostru da, și practic mi-ai răspuns la următoarea întrebare care îmi venea în minte în timp ce te ascultam dacă tu crezi într-o reconectare da, absolut dacă există iubire, dacă există dorința de a fi cu celălalt, orice este posibil. Din punctul meu de vedere, acestea sunt cele două ingrediente care ne susțin relația, uh -huh. indiferent în ce etapă a ajuns, în ce fază, indiferent ce s-a întâmplat acolo, că e infidelitate, că e nu contează ce e acolo. Dacă ne iubim și ne dorim să fim în continuare împreună, există întotdeauna soluție. Și asta, da. poate să treacă proba timpului, cum am da. întrebat la un moment dat ce putem face. Da, putem să, să facem asta. Uh, uneori e greu, uneori e greu, dar nu este imposibil. Dar depinde foarte mult de această dorință. Pentru că dorința de a fi cu celălalt și când spun dorință, mă refer la știu că merită să fiu cu el, să fiu în relația asta. Merită el, merită relația noastră. Și atunci mă motivez, îmi găsesc motivația să lupt, să repar ce e de reparat acolo. Sau dacă vorbim de. Dacă vorbim de reconectare, sigur ceva pe parcurs a stricat. Când uh -huh. această deconectare uh -huh. ne-am rănit într-un fel sau altul. Da. Da, deci s-au stricat lucruri și atunci e nevoie să le reparăm. Da, cred că deconectarea nu apare. De la o simplă discuție în contradictoriu sau de la o seară nu. mai puțin reușită, ci apare pe fondul unei situații care ne-a făcut să dăm un pas înapoi. Da, și sunt lucruri la început mărunte care se fac din ce în ce mai mari, precum bulgărele de zăpadă. Mm. Dar ce foarte fain este că această reconectare, de fapt, ne aduce o nouă relație. Da, în care cu același partener, adică vorbim de reconectare cu același. Vorbim partener. de același partener, mm -hmm. da? Reconectarea ne aduce o nouă relație. Pentru că în această reconectare, practic, noi ne redescoperim și ne dăm seama că noi nu mai suntem aceiași și începem să ne cunoaștem și să ne reîndrăgostim unul de celălalt și automat vom avea un alt gen de relație. O Ce altfel de să ai relație? spus sau? Odată cu reconectarea, vom avea parte și de o altă relație. Da, da. Uite, un mod frumos de a privi trecerea timpului peste relații, pentru că e o provocare. Trecerea eu, timpului. Eu da. cred foarte mult în relații, foarte mult. Cred până la capăt uh -huh. în relații, uh, pentru că știu că există întotdeauna soluții. Îmi pare rău și mă întristez atunci când văd că oamenii au impresia că nu mai există soluții. Dar. Din cât pot să transmit, eu asta transmit de fiecare dată. Eu cred cu tărie în relații și cred că fiecare relație are o șansă. Dacă cei doi fac ce, ce au de făcut acolo, ce, ce are de fapt fiecare de făcut, știi că spuneam că fiecare are partea lui de responsabilitate, nu poți să muncești de unul singur la o relație. Că sunt și cazurile acestea în care unul se luptă. Se luptă mm. și se luptă, iar celălalt e pasiv sau nici măcar nu mai e pe acolo. Mă rog, poate fizic e, dar emoțional nu mai e. Genul acela de relații nu au șansă, evident. Adică dacă, știi, dacă el îți spune că nu te mai iubește, tu nu poți decât să-l crezi. Nu mm -hmm. trebuie să încerci nimic. <laughs> e, e clar. Deci dacă doar unul luptă, nu, n-ai Na, nicio șansă. Dar dacă amândoi își doresc, se poate, orice, oricând și indiferent de ce se întâmplă, indiferent de cât rău s-a făcut în relație. Asta ar fi și sfatul meu pentru toți cei care ne ascultă: să creadă în relații, să nu se mai teamă să facă eforturi în relația lor, pentru că. E vorba despre o construcție, dar atunci când există iubire, știi? Da. Adică când sunteți amândoi conștienți că treceți printr-o perioadă mai dificilă și depuneți, uh, poate nu neapărat în mod egal, că fiecare vine cu resursele proprii, știi? Că uite, iarăși un mit, că da. trebuie să tragem în, în mod egal în relație, dar sunt unii oameni care pot un pic mai mult decât ceilalți Ceilalți au resurse sau, mai puțin. Sau pe anumite perioade, pe anumite intervale, că s-ar putea ca unul dintre mm -hmm. ei să aibă, nu știu, un, un proiect mai important la birou, uh, și celălalt uh, să fie ocupat în mod obișnuit. Atunci, cumva, celălalt ar trebui să preia un pic mai mult din această responsabilitate, dar nu pe termen nelimitat, infinit, ci doar pe, uite, în următoarele trei luni o să fiu mai ocupat, o să mm -hmm. vin mai târziu acasă, ok, celălalt. Hai să-l susțină, hai să-l ajute Și să pună un pic mai mult umărul la relație da? Pentru că el, cel care muncește mai mult Va aprecia după aceea uh -huh. Și va da înzecit înapoi Da Deci pot fi intervale de timp În care unul să fie mai ocupat Sau poate intervine o boală sau, Adică sunt tot felul de situații Nu trebuie în mod egal Întotdeauna să aducem la fel Dar avem fiecare bucata De responsabilitate acolo da, plus că relația nu se termină atât timp cât există încă parteneriatul ăla despre mm. care povesteam, ca fiind, băi, avem o situație cu care ne confruntăm, mm. se întâmplă chestia asta, mă simt nedorită, mă simt neibită. Tot timp cât căutăm împreună soluții, nici nu mai contează cât și cum și cine dă. Da. Important este acest împreună de care se legăm. Inclusiv faptul că noi căutăm împreună soluții, ne face mm -hmm. să mm -hmm. fim uniți. Exact. Da? Cu excepția faptului așa cum ai spus și tu când într adevăr unul dintre parteneri recunoaște că iubirea nu mai e. Da, dacă nu mai e, nu mai e. Adică s-a terminat mm -hmm. acolo și da. Tragem linie, vedem ce avem de învățat, vedem ce a fost bun ce a fost fună. Încercăm bani, să nu urâm să nu ne răspunăm. <laughs> da, da. <laughs> facem uh, uh, un proces de încheiere mm -hmm. a unui ciclu, a unei etape din viață și mergem cu lecțiile alea mai departe, și... pentru că ne vor folosi cu siguranță pentru altă relație. Și să regândim un pic uh, despărțirea, uh, să o vedem cumva ca pe un. Uh spațiu, nu am da, las spațiu unui om mm -hmm. cu care mă pot iubi mai pe da. inima mea, pe sufletul meu și așa mai departe. Da, asta apropo de nu mă mai iubește, ce să fac? Să-l lași să-l crezi, mm -hmm. da și să lași spațiul mm -hmm. să apară cineva mm -hmm. care să te iubească, să te iubească nu pentru rămâne că nu rămâne agățată de, de de ceva, ce nu are nicio șansă, da. Crezi că atunci când sunt rostite cuvintele astea într-o relație, deja s-a ajuns la despărțire de mult înainte de ca ea să se producă? Da, da. Pentru că de multe ori noi, femeile, să zic așa, că lumea femeilor o cunosc mai bine, despărțirea se produce înainte ca noi să plecăm cu adevărat. Așa este, da. În mintea noastră și în sufletul nostru și în lumea gândurilor noastre se produce cu mult înainte ca noi chiar să ne luăm bagajele și să plecăm. Da. Și cu mult înainte să spunem nu te mai iubesc. Adică nu te mai iubesc, ăla este picătura, mm -hmm. da? Dar a fost un timp lung în care s-a umplut paharul. Adică nu, nu se întâmplă să nu te mai iubesc peste noapte. Mm -hmm. Se întâmplă mm -hmm. să nu te mai iubesc și să stau să mă întreb și să... Cântăresc. Poate să... Îmi doresc să te iubesc noi Să nu reușesc, da, poate, nu știu, tot felul de uh, lupte acolo interioare, dar, uh, deci, la momentul la care spun, în momentul în care îți spune asta, e clar că el a plecat de mult, mm -hmm. nu mai. Mm -hmm. da, 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 da. Sau ia, mă rog. Care ar fi sfaturile pe care tu le-ai da unui cuplu ca mm. să-și mențină un nivel de intimitate? Bun mm. și sănătos. Um, le-aș da, le-aș face niște recomandări, și nu sfaturi, căci noi, psihologii, nu dăm sfaturi. Ok, niște recomandări. Uh, să um, să fie atenți unul la celălalt. Mm -hmm. Să-și um, acorde timp să se asculte unul pe celălalt să se încurajeze unul pe celălalt pentru a avea conversațiile acelea despre gândurile, despre emoții, da? Te încurajez, sunt curioasă, da, să păstreze această curiozitate, uh -huh. să o mențină să aloce timp evident și să să facă și să se străduiască să facă din relație o prioritate. Și dacă fac lucrurile acestea, iar atunci când sunt probleme, când apar lucruri dificultăți care oricum apar la cele mai minunate cupluri, de oricât de bune ar fi, nu există cupluri perfecte. Deci tot timpul vor apărea să vorbească despre ele, să nu le lase să se sedimenteze, pentru că se vor face din ce în ce mai mari, să vorbească despre ele și să caute împreună soluții pentru a le rezolva. Și dacă țin cont de toate aceste aspecte, au toate șansele să aibă relații bune, frumoase, împlinite pe uh -huh. termen lung. Da. Dar e, e important să fim atenți la celălalt. Și, și să-i acordăm. Împreună. Uh -huh. Da, da, da. Și să învățăm să ascultăm. Pare ușor, dar credem că este foarte greu. Și să ascultăm nu numai discursul, dar poate și emoția. Da. Să. Să descoperim ce vrea, să înțelegem uh -huh. ce vrea să, să transmită celălalt. Fie prin vorbe, fie prin non-verbal, prin. Da. Îți mulțumesc tare mult, Oana. Îți mulțumesc din suflet că ne-ai făcut lumină în subiectul ăsta, care este destul de greu de adus într-o conversație. Îți mulțumesc. Și te mai aștept la, la dilema. Mulțumesc și eu. A fost foarte plăcut. Nu știu când a trecut timpul. Da. Așa e când subiectul este interesant. Interesant. Și aici pe cineva care știe să explice. Mulțumesc mult! Mi-ar face mare plăcere să ne mai vedem și să, să continuăm, pentru că sunt multe lucruri de, de spus despre cuplu, într-adevăr. Așa că, cu mare drag, oricând. Îți mulțumesc! Mulțumesc! Și eu. Așa se termină un nou episod din uh, uh, Dilema Podcast. Vă mulțumesc că uh, că sunteți săptămână de săptămână conectați cu tot ce se întâmplă aici, cu ce facem noi. Îi mulțumesc și Oanei Nicolau pentru a discuție și în timp ce povesteam cu ea nu puteam să nu mă gândesc la nevoia noastră de iubire, de apropiere, de aceste doveze care avem nevoie, că suntem văzuți, auziți simțiți. Așa că nu vă sfiți să vă arătați dragostea față de aproapele vostru. Tot timpul face bine de ambele părți. Vă pup și vă mulțumesc și ne vedem săptămâna viitoare. Universe Podcasts.